E timpul iar? Da. Lumea are nevoie de un versus. Repede, înainte să vorbim despre ce s-a întâmplat data trecută la Versus 2-1-11, cel cu superputeri, pentru cine nu înțelege despre ce vorbesc, pentru noi veniți, toate regulile sunt în descriere și o să vă prindeți pe parcurs ce, despre ce vorbim. Data trecută a fost Carnage versus Captain America și azi aflăm cine a câștigat pe o stație spațială, s-au luptat aceștia. Înainte de asta trebuie să-i mulțumesc foarte repede lui Adrian Adi pentru această poză, această lucrare, operă de artă pe care a făcut-o. Mulțumesc frumos, Adi. Și cine vrea să facă chestii de genul, să deseneze, să facă în Photoshop, să oriunde vreți voi, cine vrea să facă pentru versusuri sau versusuri trecute, versusuri viitoare, versusul care o să vină, versusul actual, nu contează, cine vrea să facă genul ăsta de desene sau whatever, poate să mi le trimite pe pagina de Facebook Recenzii Filme Cinema, linkul în descriere, sau pe pagina de Instagram Vlad Pandelescu 1990. Iar eu o să le pun la un moment dat în versusul respectiv, dacă faceți cu versusul respectiv, dacă nu, nu știu, în versusurile viitoare o să pun și imaginile pe care mi le-ați trimis, dar ar fi o idee să faceți cu versusul actual, cu versusul respectiv, cum a făcut Adi pentru versusul de azi, unde vorbim despre Captain America versus Carnage pe o stație spațială. Multă lume a zis că avem zero gravitație. Da, avem și zero gravitație, se poate face zero gravitație, poate să acționeze Captain America sau Carnage butonul pentru zero gravitație peste tot sau doar într-o cameră sau, mă rog, nu trebuie să fie neapărat zero gravitație. N-am zis că e zero gravitație, n-am zis că sunt, de exemplu, doar în costume în afara stației spațiale sau ceva de genul ăsta. Nu! Am zis stație spațială. Poate să se întâmple orice, orice se poate întâmpla într-o stație spațială. Nu că aș fi expert, dar am văzut multe filme. Bun. Și cele mai bune argumente pentru Captain America au fost, bineînțeles, viteza, agilitatea, puterea, inteligența, strategia și faptul că poate să-i țină piept lui Carnage, care și el agilitate, viteză, putere, poate să-și transforme, să formeze niște țepi, niște arme, pur și simplu să facă topoare și sulițe și chestii din simbiot, adică simbiotul poate să facă chestia asta, și având în vedere că e mult mai mare și poate să facă asemănător cu niște tentacule sau chestii de genul ăsta și după aia să le transforme în săbi și, mă rog, ce am zis mai devreme, ascuțite chestii, i-ar fi destul de greu lui Captain America să se ferească, dar, mă rog, nu e imposibil, dacă e să-i luăm așa fizic contra fizic și să eventual să nu obosească niciunul niciodată, și Captain în America obosește destul de greu. I can do this all day. Atunci, în cazul ăsta, să zicem că ar fi apropiați, da? Bun, slăbiciunea lui Carnage este, sunt bineînțeles undele sonore, toată lumea a zis chestia asta, unde sonore și foc, da? Bun, poate să-l expulzeze în spațiu pe Carnage, n-ar fi atât de rău cum ar fi să-l expulzeze Carnage pe Captain America în spațiu. Carnage ar fi mult mai rezistent, dar multă lume a zis că, ok, spre soare, da, normal, dacă îl expulzează, fără costum, fără nu știu ce, să presupunem că ar câștiga dacă îl expulzează din stație, fără costum, fără nimic. Am putea să luăm asta în considerare. Deci asta ar fi un univers, unele universuri în care Captain America ar câștiga, să-l expulzeze în spațiu. Carnage poate să facă același lucru, să-l expulzeze în spațiu. Sau foarte bune argumente au fost pentru Carnage, care putea să distrugă stația spațială, să o scoată din orbită și, având în vedere că se prăbușește, șanse mai mari să câștige Carnage prin supraviețuirea unei părți din simbiot, sau, mă rog, a simbiotului în totalitate, nu contează, sau chiar a lui, chiar a simbiotului cu Cassidy, cu criminalul în serie pe care îl posedă, da? Da, dacă sunt în spațiu, în spațiu nu e sonor, da? Deci nu prea merge chestia asta. Pe navă ar merge sonor dacă nu e zero gravitație. Logic, mă rog, e cam același lucru, nu? Atunci poate mai degrabă ar face ceva cu focul Captain America. Problema e că nu au timp de pregătire. Când a fost Venom vs. Sherlock Holmes în primul campionat, primul campionat a fost doar oriunde pe Terra și un an de pregătire. De-aia zic, când pică versus 1, înseamnă campionatul 1 când au avut un an de pregătire și oriunde pe Terra. Acum suntem fără pregătire, nu au timp de pregătire, sunt aruncați pe o stație spațială, sunt teleportați pe o stație spațială și bum, începe lupta. Nu trebuie neapărat să înceapă unii de lângă alții, să zic, unul lângă altul, să zicem, dar începe lupta imediat, n-au timp de pregătire. Că s-ar putea prinde Captain America de slăbiciune, da, că ar putea să folosească ceva, să lovească scutul de chestii și să facă unde sonore cu care să-l deranjeze încât să scoată simbiotul de pe Cassidy și după aia, nu știu, să-l prindă în ceva sau să-l, nu știu, să-l bage sub scut așa, mă rog, ar putea să mănânce, să intre prin baza navei dacă e să-l pun
pună doar scutul peste el. Nu știu, mă rog, ar putea poate să-l izoleze cumva sau să folosească foc, explozii, chestii cumva. Da, ar putea. Sunt șanse destul de multe, în multe universuri, să câștige Captain America. Sunt oare mai multe șanse să câștige Carnage în situația asta? Și da, aș zice da, ar avea un pic mai multe abilități, un pic mai puternic, mai ales că nu ar fi timp de pregătire. Aș tinde să merg și eu pe Carnage într-un infinit de universuri, eu i-aș da câștigul lui Carnage undeva 60% și 40% Captain America. Iar voturile au fost Captain America 96, Carnage 153. Deci, da, parcă aud lumea cu Carnage aplaudând acum și țipe de jos și ce. Da, într-adevăr, au fost argumentele mai bune pentru Carnage. Au fost mult mai multe voturi pentru Carnage. Sunt și eu de acord că ar avea un avantaj, dar nu atât de mare. Adică nu ar fi atât de sigur. Aș vrea să văd lupta asta și aș fi foarte curios dacă Captain America i-ar ține piept și ar reuși și să-l prindă cumva sau să, mă rog, să găsească o modalitate de a-l învinge. Nu e Sherlock Holmes Captain America? Nu are un an de pregătire Captain America? Spoiler pentru Avengers Endgame, AdamX220, scuze pentru data trecută, chiar îmi cer scuze încă o dată. Nu îi dăm lui Captain America ciocanul lui Thor, chiar dacă am zis că îl folosim la potențial maxim, asta nu este să intre în contradicție cu altă regulă din descriere în care zice că trebuie să fie armele specifice și puterile și tot specifice personajului. Nu e specific lui Captain America, plus că ar fi mult prea puternic în cazul ăsta și, bine, nu luăm că ar fi mult prea puternic în cazul ăsta, asta e, că o să vină adversari mai puternici, dar nu este specific, din cauza asta nu i-l-am dat. Andrei Gergel sau Gheorghel sau ceva de genul ăsta, scuze dacă ți-am greșit și am uitat numele, a zis, și au fost mai mulți de fapt care au zis chestia cu să prăbușească nava, să prăbușească stația spațială și Carnage ar avea șanse mai mari să câștige după explozie. Fără alte întârzieri, îl declar câștigător pe Carnage. Carnage merge în etapa următoare. Felchter. Hai să vedem cine sunt cei doi de azi de la Versus 2-1-12. Hai să nu mai lungim. Primul este din mijloc, așa. Thor! Pentru cine nu știe, uitați-vă la RFC episodul 2, dar RFC Show episodul 2, o să aveți o surpriză acolo care are legătură cu Thor. Mergeți și uitați-vă! Thor este primul extras, cred că toată lumea îl știe pe Thor. Îi dăm, ce ciocan îi dăm lui Thor? Dați argumente și pentru Mjolnir, și pentru Stormbreaker, și pentru amândouă, dacă le are pe amândouă. Hai să mergem cu Thor la potențial maxim sau îl folosim pe Thor cu un ciocan și eventual este Thor după Thor Ragnarok. Adică atunci când poate să controleze mai ca lumea fulgerele și să fie într-adevăr zeul tunetului, dar mă rog, fulgerelor, dar mă rog, are fulgere prin vene. Ați înțeles ideea, este un zeu, este incredibil de puternic. Cum a zis cineva foarte bine, mulțumesc că m-ați corectat, dintr-un metal Uru, nu cum e Mjolnir, este din Uru, da? Mersi frumos. Bun, deci îi dăm ciocanul, este zeu, este foarte, poate să controleze fulgerele și este Thor versus, mamă, vă dați seama ce personaje sunt în versus ăsta acum în campionatul ăsta? Este Thanos, este Loki, este Thor, este Carnage și restul, mă rog, uitați-vă la celelalte pentru a vedea care sunt restul care au câștigat. O să pun data viitoare, o să mai pun o dată campionatul, să vedem cum stăm, o să mai pun o dată tabelul, să vedem cum stăm. Thor versus, tot așa, prin mijloc, Colossus. Colossus, tot din universul Marvel, nu prea cred că are foarte mari șanse Colossus în lupta asta versus Thor. Nu știu din ce metal e făcut Colossus, face parte din X-Men. Colossus, bine, știți, s-a bătut și cu în Deadpool 2, mă rog, s-a bătut cu Juggernaut. Și a cam câștigat, dar nu prea poți să zici că are șanse foarte mari împotriva lui Juggernaut altfel. Oricum, Colossus, destul de puternic, nu știu din ce e făcut, să-mi zică cineva și să dea argumente pentru Colossus. Nu cred că, cred că o să avem un nou record la cele mai puține voturi pentru un personaj, dar asta este jocul, este random, altfel dacă nu l-aș face random așa,
nu n-ar mai fi același lucru. Și se mai întâmplă și chestii de genul, oricum Thor e foarte posibil să rămână în campionat și o să fie foarte interesant mai încolo, luptele o să fie foarte interesante. Voturi, argumente, mai ales găsiți pentru Colossus din X-Men, nu are altă putere decât că este format dintr-un metal, nu știu de care, destul de dur presupun, și e puternic, e foarte puternic, nu e cât un zeu de puternic, dar găsiți argumente interesante pentru și pentru cum l-ar omorî Thor. Vreau să fiți inventivi cum l-ar omorî Thor pe Colossus. Cele mai inventive argumente, poate o să încerc să le zic în următorul episod, dacă reușesc. Am numărat 20 de minute, jumătate de oră cred am numărat voturile și m-am uitat prin argumente pentru versusul de azi. Hai că uitam să extrag și arena, locul sau, mă rog, condițiile în care se luptă Thor cu Colossus. Nu că ar conta foarte mult, dar hai să vedem cine știe. Cine știe ce extragem? Thor versus Colossus pe un pod suspendat deasupra căruia există, sub care este lavă. Deci un pod suspendat deasupra lavei. Thor cam poate să cam zboare, deci un avantaj destul de mare din start, dar mă rog, deasupra lavei. Și s-au cam dus chestiile inventive, dar nu neapărat prin care poate să-l omoare Thor pe Colossus. Oricum, Thor versus Colossus pe un pod suspendat deasupra lavei. Deci știți ce trebuie să faceți în comentarii. Voturi, argumente, până data viitoare, vizionare foarte plăcută, pa, 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 pa